Salut, sunt Claus. Azi am făcut o ieșire aici la marginea satului. Foarte scurtă, fiindcă se anunță ploaie, dar asta e un avantaj, fiindcă sper să putem testa ce am adus. Și azi vreau să vă prezint un cort de la Didi Superlight. Pyramid tent. Dacă l-am adus pe ăsta, vreau să facem comparație și cu cortul Lavu, fiindcă au cam aceeași treabă, aceeași formă, aceeași mărime, doar că la Lavu, gândiți-vă volumul în primul rând și nu în ultimul rând greutatea. Lavu cu tot cu ce am pus pe el și ăsta ajunge la 3,8 kg, 4 kg, iar Tindy Pyramid Trento ajunge la 460 de grame. Nu am desfăcut până acum eticheta pe el, iar să lăsăm lucrurile să vorbească și să-i dăm drumul să le instalăm până nu vine ploaia. Cam așa arată. Ați văzut că în caz de ceva vânt putem să-l ancorăm mai mult. Are aerisire mare aici. La fel. Pe care putem să-l ancorăm mai tare. L-am întins așa în viteză. Urmează și Lavu.
Asta este și la V, așa întins la viteză. Vedeți cum curge apa pe el. A fost impermeabilizat. Trebuie întins un pic mai mult. Dar așa pe viteză, ca să facem o comparație, merge. Ce putem constata e că cel de la Didi e un pic mai lung în față la intrare acolo. Are o lungime de 2,60 maximă și o lățime de 1,80. Pe când la V polonez este doar piramidal, fără să aibă acele ieșiri. În plus, la V, după cum vedem, avem aici aceste buzunare care, dacă nu le închidem, aici a rămas cum am fost cu sabița. Trebuia un pic aranjat ca să nu stea apa pe el. Cel de la Didi, la fel, vedeți cum se prelinge apa. Are impermeabilitate de 3000 de milimetri, coloană de apă, ceea ce îl face să reziste foarte bine la o ploaie din aceasta ușoară. La o ploaie mai serioasă, nu cred că ar face față. Iată, la V, unde e întins bine, apa curge pe el. În plus, cel de la Didi are fermoar. Cel de la Didi are fermoar, deci poate să... Bela, stai cu minte. Deci poți să intri sau să ieși mai ușor din el. Deocamdată își face treaba. Ce ai nevoie în plus la el este acest băț de trekking care vine în mijlocul lui și nu e pus la greutate. Deci e undeva destul de bine. Mai stăm un pic să vedem cum își face pe ea, păcat că nu l-am întins cum trebuie. Bineînțeles că Bela-i cu mine, nu puteam lăsa acasă. A trecut jumătate de oră de ploaie și deocamdată își face bine treaba. Trebuia întins el un pic mai mult, dar partea cu fermoarul are un minus, fiindcă e un fermoar, dar într-o singură direcție. Deci, dacă vreau să ies, trebuie să-l desfac de jos.
loc. După cum vedeți, loc am destul în el. Partea cu fermoarul are un minus, fiindcă se deschide doar într-o singură direcție și atunci trebuie cumva să te apleci după el. Dacă se deschide în două sensuri, era mai bine, pentru mine cel puțin. Dar deocamdată își face treaba și eu sunt foarte încântat de el. Pe lângă fermoar mai sunt și câteva bucăți de scai care ne ajută să lăsăm ușa deschisă, dar să fie totuși închisă. Adică să nu fie închisă cu fermoarul, doar prins în scaiuri. Lucru care pe timp de vară ne ajută destul de mult. Dacă îl întindeam ca lumea, descapa se scurge de pe el. Aici, la partea unde a fost foarte bine impermeabilizată și întinsă, vedeți că e uscată. În schimb, aici, unde pică din pom strop din aceștia mari, la vouă se udă. Nu cred că o să intre înăuntru, dar știți cum e. Ideea e că cu toate astea cred că și-a dublat greutatea. Haideți să vedem și înăuntru cum e. Aici l-am lăsat deschis. Se poate atașa și la el un fermoar, care o să fac poate mai încolo lucru. Până atunci, haideți să vedem cum e înăuntru. La lavul am lăsat o parte deschisă, fiindcă dacă o închid nu se mai vede nimica. Înăuntru e uscat. Nu știu dacă vedeți voi. Ploaia n-a trecut prin el. Trebuie aranjat aici un pic. Unde sunt aceste locuri unde îți bagi mâneca. Și o altă treabă pe care nu sunt eu convins este, la fel iar nu vedeți, partea aceasta dublă interioară care la mine atârnă aici și nu cred că e ok. Oricum o să ne întâlnim la Borzonț cu câțiva băieți care au și ei acest lavul și o să vedem mai multe despre el. Între timp ploaia s-a mai liniștit. Tot plouă, dar încet. Și în lavu ai loc destul. Poți întins, chiar dacă nu e, n-are 2,60 m lungime, ca cel de la Didi. Ploaia s-a oprit cât de cât.
Pământul e foarte tare. Și iată cam amândouă își fac treaba. Foarte, foarte bine. Priviți aici cum s-a adunat apa. Lucrul ăsta nu trebuia să se întâmple. Dacă erau întinse cum trebuie, la fel și aici. Aici am sărit, vedeți? Și în momentul în care stă apa, risc să se udă și să pătundă apa până în partea cealaltă. Dacă apucăm să pun și sforile de întindere, cred că altfel stătea treaba. Eu fug repede la scut, fiindcă ploaia văd că nu se oprește și aparatul meu nu e waterproof. Cât se mai oprește ploaie, haide să vă arăt și cuiele pe care le are cel de la Didi. Altă poveste aici. Sunt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 cuie cu sforile aferente și în plus am mai găsit în el încă 2 cuie, deci aici 13 și cu astea 2, 15 și încă câteva sfori fosforescente. Acum, fiind făcut așa repede pe grab înainte, n-am reușit să-mi dau seama cum se prind și cele două sau trei sau câte ancore are, cred că are mai multe, dar rămâne pe data viitoare. Ideea acestui clip, în schimb, a fost atinsă, fiindcă am vrut să vă arăt comparația între Lavu, cortul polonez din două foi de cort, care, așa cum v-am zis, a ajuns să măsoare undeva la 4 kg față de acest Didi, acest cord de la Didi față de acest cord de la Didi, un cord super light Didi Pyramid Tent, care, cum v-am spus, măsoară sau cântărește doar 460 de grame față de 4 kg și care văd că își face treaba în comparație cu Lavu destul de bine la o ploaie ușoară. Plusuri la tent, cel de la Didi, greutatea e clar. Minusuri ar putea fi faptul că are doar 3000 de milimetri cu
coloana de apă care o suportă, ceea ce e o ploaie slăbuță. Dar acest lucru se poate rezolva cu o folie deasupra și tot nu ajungem la 4 kg ca cel de la Lavu. Nici cel de la Lavu nu e mai bun în privința asta, fiindcă la un moment dat, mai ales dacă pică stropi mari de sus de pe copaci și l-am instalat într-o zonă cum e asta, el începe să se ude și atunci începe să dispară acea permeabilitate. În privința camuflării, le vedeți pe amândouă, cel de la Lavu are o culoare mai închisă, un maro, cel de la Didiu este mai verde, dar asta nu e niciun impediment, fiindcă își fac treaba foarte bine. În privința aerisirii, cel de la Didi a zvut, are în spate acolo o fantă și după cum vedeți, laterale, una, două, trei, patru, are aceste întinzătoare unde poți să-l prinzi. Cum am spus, pentru aerisire, vedeți această fantă, la fel o putem întinde și putem avea aerisire foarte bună. Pe când la Lavu avem aici doar buzunarele laterale, care dacă nu sunt închise cum trebuie, apa pătrunde pe aici și ajunge înăuntru. S-a rămas deschis de când l-am folosit pentru sobiță. Aici este un avantaj la Lavu. Se poate folosi cu o sobiță înăuntru, pe când cel de la Didi nu poți să faci treaba asta, fiindcă fiind material poliester sau un fel de nylon ripstop. Și m-am uitat bine la el. Nu poți să bagi sobița în el. În schimb, poți folosi alte metode de încălzire, fiind un alt dezavantaj la Lavu este intrarea. Eu i-am prins niște chingi elastice pentru intrare. N-am mai avut timp, fiindcă ne-a prins ploaia și n-am stat să le pun. Față de cortul de la Didi, care are fermoar și automat se închide foarte ușor. Dacă avea și un fermoar dublu sens, era perfect. Cam asta a fost pe ziua de azi. Sper că vi s-a părut interesante cele două comparații. Aștept să se mai oprească puțin ploaia, după care le strâng și mergem spre casă. Până data viitoare, ieșiri cât mai faine, pace, iubire și Doamne ajută! Apropo de Lavu, în momentul în care se udă, greutatea lui aproape că se dublează, deci un alt dezavantaj la el, în momentul în care e ud, după ce că el e greu, devine și mai greu și cred că și modul în care se
supă. E foarte dificil. Pe când la cel de la Didi l-ai scuturat o dată de două ori și revine la greutatea lui inițială. Un alt avantaj la cel de la Didi față de la voi e faptul că chiar dacă e mai ușor și mai bine înfipt, e mult mai luminos, pe când la Didi, pe când la cel de la Lavu, ați văzut, dacă intri înăuntru și închizi ușile, e foarte întunecat înăuntru. La fel și cu ele, care sunt făcute anume ca un cârlig ca să intre în aceste bare, față de cele de la Didi, ați văzut, sunt mult mai frumoase, mai ergonomice. Astea sunt mai vechi, dar aici nu pot să spun că e un impediment, fiindcă își fac treaba. Și așa vechi cum sunt, modelul și... Totuși e mai greu de înfipt în pământ un astfel de țăruș față de cele de la Didi. Ideea că la V, ca și dincolo, are aceste bare de aluminiu cu aceste cuie. Ideea e că nu trebuie neapărat să le luăm cu noi, fiindcă în momentul în care mergem în pădure putem să ne facem un băț și câteva țărușuri și câteva țărușe din lemn. Deci am mai scădea greutatea cu vreo 300 de grame. Totuși, părerea mea e că cel de la Didi are mai multe puncte în plus față de cel de la Lavu. Deci, cred că o să rămân eu personal, o să rămân pe cel de la Didi. În momentul în care face ieșire, cum am făcut acum la marginea pădurii, la marginea satului, cum se spune, și ai mașina undeva la 500 de metri, e ok și asta, fiindcă e mult mai clasic, când vrei să faci o ieșire clasică, clasică de bushcraft, cu materiale clasice, cu un rucsac clasic, cu farfurii de lemn, cu fucsa, cu toate materialele de cioplit după tine, e perfect acest lavu vechi. Ei, dar când ai de mers 10, 12, 15 km sau poate ești de urcat, de coborât, atunci săracul domn la vul vom spate la pensie și luăm acela de la Didi. La vul puteți găsi pe Amazon. Ajunge undeva la 100 de euro plus transportul, dacă mai găsiți. Fiindcă nu prea am avut, nu știu, a fost o nebunie cu lavurile astea. Eu am avut noroc că l-am primit de la mama lui, de la cineva. Am făcut un schimb cu foi de cor românești cu lavur. În fine, cel de la Didi îl găsiți pe iHamac undeva la 500 de lei, deci cam tot 100 de euro. Dar, cum v-am spus, avantajele lui sunt ușorința cu care îl montez, greutatea redusă, modul de instalare și fermoarul care de la intrare, aerisirea la fel e foarte bună la el
și stabilitatea, pentru că ați văzut că de jur în jur, pe jur are acele găici unde poți să agheți ancora și să-l faci foarte stabil în situații de vânt puternic și ploaie. Față de la VU, care el stă doar în bățul din mijloc și punctele de ancorare laterale. Cum am spus, cel de la VU îl găsiți pe iHamac, un om deosebit acolo, puteți vorbi, puteți cere informații, acolo găsiți și mai multe informații despre el, poate am scăpat câte ceva. Ei, și acum chiar închei, hai de învățat ceva. Cam asta a fost, nu vă mai țin de vorbă, știu că m-am plictisit. Mă duc să strâng și celălalt cord de la Didi, ploaia s-a oprit. Sunt curios acum să văd în cât timp se uscă ambele. Până data viitoare, pace, bine și Doamne ajută!